Ieri a avut loc la București semnarea contractului de finanțare pentru cea de-a doua etapă majoră de conservare, restaurare și punere în valoare a Castelului Corvinilor. Este singurul proiect pentru un castel din România care a obținut o astfel de finanțare prin PNRR, iar documentele au fost semnate de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Ioan Boloș, și primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu. Finanțarea celei de-a doua etape majore de restaurare a Castelului Corvinilor este asigurată prin PNRR și se ridică la valoare de peste 32 de milioane de lei, din care 22 de milioane de lei fonduri nerambursabile și 10 milioane de lei contribuția primăriei Hunedoara. Este singurul proiect al unui castel din România, de aceea am și fost chemat să semnez acolo. Și prin acel proiect de aproximativ undeva la 31 de milioane de lei, primim 21 de milioane, mai punem și noi 10 milioane, putem spune că prin acest proiect vom finaliza tot ce înseamnă reabilitarea castelului. Proiectul cuprinde numai puțin de 27 de obiective principale de lucrări. Pentru cei care sunt interesați, acest proiect își propune restaurarea freșcelor interioare și exterioare de pictură, înlocuirea pardoselii în sala cavalerilor, refacerea celor două poduri de acces, podul mare de la intrare și podul din spate, recrearea picturilor de pe peretele camerei de aur de la etajul Logia, realizarea unui sistem wireless în întreg castelul, ca să putem să avem camere peste tot, curățarea fântânii, am zis, nu, haide, ne apucăm să curățăm fântâna, să vedem ce avem acolo. Abia aștept. Groapa urșilor, care nu a fost restaurată, terasa de artilerie, bastionul alb, sunt în total un număr de 27 de obiective care vor fi restaurate și putem să spunem că am gândit tot ceea ce înseamnă castelul ca și reabilitare. Primarul Dan Bobouțanu mai spune că la finalul lucrărilor, edificiul medieval, cunoscut deja la nivel internațional, va spune și mai bine și mai convingător fabuloasa poveste a familiei Corvinilor, iar hunedorenii vor avea un obiectiv istoric restaurat în întregime și bine conservat, care va avea o contribuție importantă la economia locală.